Cosmin Anton, Cristian Cherchez și Cornel Dinu se reîntorc la FCM Târgoviște după o perioadă petrecută la Chindia Târgoviște. Degringolarea de la Chindia Târgoviște continuă mai ales după înfrângerea de acasă cu Brăila. Jucătorii au ajuns la limita suportabilității. Au înțeles toate problemele prin care trece clubul Chindia Târgoviște. S-au prezentat la antrenamente și jocuri, conștiincioși cu speranța că promisiunile conducătorilor vor fi onorate, iar toți cei care activează la clubul Chindia Târgoviște își vor primi drepturile bănești, însă speranțele s-au spulberat. Iată că jucătorii Cristian Cherchez, Cosmin Anton și Cornel Dinu au hotărât să se reîntoarcă la echipa mamă FCM Târgoviște. Conform actului adițional atașat la acordul de transfer al fiecărui jucător transferat de la FCM Târgoviște, la articolul 4 se specifică clar: dacă jucătorul devine liber de contract datorită nerespectării contractuale dintre club și jucător privind plata salariilor, acesta devine liber de contract în urma deciziei Comisiei pentru Statutul Jucătorului din cadrul Federației Române de Fotbal și totodată revine de la clubul de care a aparținut în procent de 100%. Menționăm că cei trei jucători, Cosmin Anton, Cristian Cherchez și Cornel Dinu, erau în coproprietate cu Chindia Târgoviște. Nerespectarea contractuală de către Chindia Târgoviște a determinat jucătorii respectivi să depună memorii la Federația Română de Fotbal și să revină la FCM Târgoviște. Pentru gruparea de la Șotânga, revenirea acestor jucători acasă este foarte bine, este un semnal pozitiv că echipa se va întări mult și poate ataca campionatul de pe alte poziții, evident cu un obiectiv precis de această dată, promovarea, așa ne-au declarat oficialii de la FCM Târgoviște.